Bine am găsit, prieteni, ca de obicei, cafea cu ulei de cocos. Multe persoane întreabă dacă nu cumva uleiul de cocos întrerupe postul intermitent, deoarece are calorii. Vedeți mesajul Ioanei pe ecran, e de pe Facebook. Bine, trecând peste faptul că e greșit din punct de vedere matematic, adică dacă la 100 de grame de ulei de cocos, 100 de grame au 843 de calorii, nu are cum o linguriță să aibă 180 de grame, 180 de calorii. O linguriță are 5, adică ar trebui să aibă lingurița cam 25 de grame. Nu are 25 de grame sau 30 de grame, are vreo 5 grame, deci asta înseamnă în jur de 40 de calorii la o linguriță. Dar nu asta e problema. Aș putea să aibă chiar și 180 de grame de calorii la o linguriță. Nu întrerupe postul intermitent pentru că nu crește secreția de insulină. Deci postul intermitent nu este despre calorii. În postul intermitent mâncăm normal, normocaloric. Problema este cum mâncăm. Mâncăm într-un interval de maximum 10 ore și mâncăm de maximum 3 ori, fără gustări între ele. În postul intermitent, scopul este să ținem insulina, secreția de insulină, la un nivel cât mai scăzut, pe perioadă cât mai lungă de timp. Grăsimile nu cresc secreția de insulină. Ca atare, uleiul de cocos, care este grăsime practic 100%, nu crește secreția de insulină. De aceea nu are importanță faptul că are atâtea calorii și de aceea, pentru că nu crește secreția de insulină, nu întrerupe postul intermitent. Asta este toată logica din spatele postului intermitent, deoarece insulina este hormonul care produce grășarea. Determină depunerea grăsimilor în organism și, pe de altă parte, împiedică arderea grăsimilor pentru a se obține energie. De aceea, în postul intermitent, nu ne numărăm caloriile. Sigur, nu mâncăm enorm, mâncăm normal. Numai că mâncăm, după cum am spus, în maximum 10 ore, cel mai bine ar fi în maximum 8 și maximum 3 mese pe zi. De aceea, secreția de insulină reușim să o ținem scăzută pe o bună perioadă din zi. Ce avantaje are uleiul de cocos? Uleiul de cocos, deci pe de o parte nu întrerupe postul intermitent, dar avantajele pe care le aduce în postul intermitent sunt foarte mari. Sunt două. Pe de o parte, faptul că reduce senzația de foame și în felul acesta reușim să prelungim pauza alimentară fără să chinuim, pentru că fără să ne chinuim. De exemplu, eu nu mâncam dimineața, aveam un cafea doar. Pe la 10-11 îmi venea foame și mi-era greu să rezist. Ei, uleiul de cocos m-a făcut să nu mai fie foame. Și astfel încât mănânc la 1, la 2, între 1 și 3, ceva de genul ăsta mănânc, pentru că eu în cele mai multe zile țin o masă pe zi. Și atunci n-am nicio problemă în a avea pauză alimentară până la 1, 2 sau 3. Și de asemenea, mai realizează un mecanism, cafeaua cu ulei de cocos nu face parte din postul intermitent, dar este asociat cu postul intermitent pentru a crește rezultatele, și anume scade pofta de dulciuri. Și în felul acesta ținem o dată în plus jos secreția de insulină, pentru că dulciurile, carbohidrații, deci tot ce are zahăr, amidon, crește secreția de insulină prin creșterea glicemiei. Deci acesta este mecanismul. Eu zic că puteți încerca cafeaua cu ulei de cocos dacă vreți să țineți post intermitent. Și nu neapărat cafea. Puteți în orice să luați. Dacă nu beți cafea, n-are nicio importanță. Beți cu ceai, beți cu inca, cicoare, puteți să luați ca atare o linguriță de ulei de cocos. Și dacă vă e frică cumva de rezultatul analizelor, să nu răutățească profilul lipidic, determinați-vă la începutul perioadei trigliceride HDL, LDL și peste o lună și jumătate și vedeți ce se întâmplă. Închei aici, vă mulțumesc, pe data viitoare, sănătate, la revedere! Dacă ți s-a părut interesant, dă un like și un share. La revedere!